Bună, mă numesc Elena, sunteți pe canalul meu de YouTube Let's Teach și astăzi o să continui cu African Lines de la Dimensions, acest kit, Gold Collection, articolul 03866, 45,7 pe 25,4 cm, pe AIDA 18, count 18, este un design făcut în 1998, dar l-au mai scos încă o dată, cred că în 2020 sau 2021, pentru cei ca mine cărora le-a plăcut foarte mult acest kit. Și am început acest kit încă în decembrie 2023, așa că sper că la sfârșitul lui martie 2024 acest kit o să fie și terminat. După cum vedeți în imagine, sunt deja 82,29% din întreaga lucrare. Mi-a mai rămas să fac aici cerul cu jumătate de cruciuliță. Tot kitul se lucrează în jumătate de cruciuliță și am și un pic de backstitch, așa că acum, această săptămână, o să fie dedicat și backstitch-ului și cerului care a mai rămas. Sper din suflet că am 5 zile, încă din luna martie, 5 zile lucrătoare mă refer, pentru că luni 25 este sărbătoare, nu lucrez, așa că de pe data de 26 până pe 30. Sper să reușesc să-l duc până la capăt. Dacă nu, o să mai lucrez o zi, două din luna aprilie. Așa că urmăriți și o să vedeți până la sfârșitul acestui video. Am reușit să termin în 5 zile sau am mai avut nevoie și din luna aprilie. Deci, luni nu am lucrat. Am lucrat marți, 2572 de jumătăți de cruciuliță și, sincer să fiu, nu înțeleg de ce se arată tot asta și backstitch, nu mult. O să vă arăt imediat unde. Iar miercuri am lucrat doar 2457 de jumătăți de cruciuliță. Nici de acum nu am putut încep să mai fac ceva din backstitch miercuri. Nu știu, a fost așa o zi mai nebunatică. M-am simțit mult mai obosită decât marți și de aceea și cred că și nici nu am avut chef să fac backstitch, pentru că necesită o concentrare puțin mai mare decât, cum vedeți, jumătățile de cruciuliță, mai ales că am lucrat foarte mult această culoare. Unica ce mi-a rămas aici în colțul ăsta de sus un pic, trebuia să număr ca să mă apuc mai departe. Am zis nu, hai să trec și la altă culoare, că deja mă plictisisem cu această nuanță. După cum vedeți, este foarte multă și cred că asta este cel mai des întâlnită nuanță din această lucrare. La backstitch am făcut aici la copac ce s-a cerut, câte ceva și un pic din șirea spinării. Iată, aici merge spre coadă și o să mai fie așa, aici această nuanță. Deci practic marți am luat un fir, o ață, și cu ea am lucrat doar cât am avut în apropiere. În rest deja ar trebui să merg mai departe. Da, data trecută am uitat să vă spun că mai am și un nod francez la ochiul leoaicei. Astăzi este joi, e dimineață, ora 8. O să fac ce mai am de făcut prin casă, după care încet, încet o să încep să lucrez totuși cu backstitch-ul. O să încep cu backstitch-ul ca să fac cât mai mult astăzi.
În mod normal, am arătat asta, dar nu v-am arătat că sunt 90,96%. Și în total mai am 5022 de puncte, adică de jumătăți de cruciuliță și backstitch. Da? Iată aici, după cum se vede, mai am puțin la leuai, că cel mai mult mi-a rămas la leu. Dar la leu sunt mai multe culori. Așa că totuși poate termin astăzi cu leoaica sau cred că o să iau o nuanță și măcar pe una să o termin și apoi să trec mai departe iarăși aici. În mod normal, astăzi și mâine ar trebui deja să-și termin. Dar socoteala de acasă nu se pune cu cea din târg, niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Marți, de exemplu, a fost rău copilului meu la școală, m-au chemat să-l iau mai repede. Se întâmplă de toate. Este bine, mi s-a făcut rău după ora de sport. Asta e, se mai întâmplă, se mai zbenguie copiii pe la școală. Așa că mă apuc mai departe de treabă și în câteva secunde cred că o să vedeți deja lucrarea finisată și atunci o să vă arăt mai de aproape, sper să se vadă atunci mult, mult, mult mai bine și mult mai frumoasă. Au mai trecut încă două zile și pe data de 28, adică joi, am făcut 1440 de jumătăți de cruciuliță și restul am terminat cu tot backstitch-ul. Mi-am propus totuși să termin joi tot backstitch-ul și un not francez. Iar vineri am făcut 3582 de jumătăți de cruciulițe, deci m-am ambiționat și am terminat în două zile. După cum vedeți, lucrarea este în totalitate terminată. Am dat de unele greșeli în diagrama electronică, mai ales la backstitch. A trebuit să fac, să desfac și iarăși să revin la ceea ce am greșit. De fapt, nu era greșeala mea. Erau greșelele din acea diagramă electronică. De aceea, atunci când găsiți o diagramă făcută de cineva, înainte de a începe lucru, sau dacă vi se pare ceva că nu e așa cum ar trebui să fie, poate ceva dubios, verificați-vă întotdeauna cu hârtia. Deci, dacă aveți formatul atât și pe hârtie cât și electronic, să verificați, pentru că, de exemplu, aici în original am cu aceeași nuanță backstitch-ul într-un fir și în două fire, iar în formatul electronic totul era în două fire și ceva nu mi-a plăcut, mai ales când am ajuns la ochi. Aici este combinație dintre jumătate, adică dintr-un fir și două fire. Și la leoaică nodul francez era în diagramă, în original, două fire și în ceea ce m-au făcut electronic, într-un fir. Nu mai spun de... Bine, că era aici un pic un punct rătăcit, pe ăla l-am văzut din start. Nu am observat de la bun început că ochiul la leu, la fel, era greșit un punct. Și bine că am verificat și vedeam că ceva parcă nu se uită cum trebuie leu-ul. De aceea este foarte important să verificăm. În privința aței, nu am avut probleme. Totul mi-a ajuns cap-coadă, mi-a și rămas
sau cam încălcit aici, dar nu contează. Mi-au rămas și unele nuanțe, chiar mi-au rămas destul de mult. Într-adevăr, albastru mi-a rămas mult pentru că și am avut și mult acolo de lucrat. Iată, marou ăsta, tot mult, dar după cum vedeți, au fost și multe simboluri, deci s-a lucrat la mai multe simboluri, blenduri și așa mai departe și de aceea și unele sunt foarte puține, dar și puțin s-a lucrat cu ele în întreaga diagramă. Ce pot să spun? În privința kiturilor de la Dimensions. Într-adevăr, e ceva interesant pentru că se lucrează în diferite moduri și mie mi-a plăcut foarte mult. Știți că îmi plac diferite obstacole și îmi place să încerc multe chestii. Data viitoare, când o să mai fac ceva de la Dimensions, când am arătat aici, erau oațele și sunt lipite aici cu un scotch foarte gros, nu știu ce, dublu adeziv, ceva de gen. Și eu le-am luat și le-am dezlipit. Așa că pe unele părți, pe aici, pe capete, a mai rămas acel lipit și când scoteam, mă enervam pentru că ieșea cu tot cu hârtie aia lipicioasă. Nu eram sigură, nu știam, pentru că am mai auzit că nu le-a ajuns ață la unele doamne care au lucrat. Data viitoare o să știu. De aici o să las așa o bucățică, totodată o să am și ce fel de culoarea, adică să-mi rămân aici, să am numerele de la Dimensions, ca să-mi fie mai ușor, de exemplu, dacă îmi trebuie o nuanță și vreau să mai refac încă un alt kit, să-mi fie mai ușor să-l găsesc după nuanța care s-o am păstrată pe aceste cartonașe organizatoare. Și nu o să mai fac chestia asta cu dezlipitul pentru că nu se dezlipește bine. Dar o să iau și o să tai un pic, totodată îmi rămâne și ceva cu ce să mă cu ce să mă orientez pe mai departe. A doua chestie care nu mi-a plăcut, bine, asta pur și simplu a fost greșeala mea, ar fi trebuit să fac lucrul ăsta. A doua chestie care nu mi-a plăcut, care mi-a distrus degetele, m-am înțepat des, este foarte, foarte apretată pânza. Deci, am mai discutat ieri cu cineva și au zis că chiar și după două spălări, adică înainte de a începe lucru, să încerc să o spăl. Am zis că data viitoare să încerc să spăl pânza de la Dimensions și mi-a zis că uneori chiar și două spălări nu ajută. Deci, voi încerca. Dacă nu, o să trebuiască să schimb pânza sau să mă mai chinui. Pentru că, într-adevăr, dacă pânza este foarte, foarte apretat, foarte dură, este greu de lucrat cu ea, pentru că mie îmi place să prind ața de pânză și la început și la sfârșit. Și asta provoacă dureri, înțepături. Dacă este backstitch, unde trebuie să fie făcut și nu este fix în punctul unde este colțul cruciuliței sau a punctului oblic sau a jumătății de cruciuliță, atunci trebuie băgat în mijloc și tot este foarte greu. Așa că pe viitor o să încerc să văd ce pot să schimb. În rest de rezultat sunt foarte mulțumită. Îmi place mult ce mi-a ieșit și sper că și vouă. O să încerc să apropii, să o vedeți de mai aproape. Iată aici, când apropii, să vede că ce norii
Au și un gălbui și un roz, așa un... Așa, să se vadă și Bexticiu. Leoaica. Era, la leoaică erau greșit nuanța de la mustăți. Dar bine că ce am făcut, am luat și m-am uitat și după imaginea de control. Deci când ceva vă pare ciudat, să știți că în imaginea de control puteți să găsiți toate cele lucruri care pot fi în diagramă, chiar și în diagrama de hârtie poate fi greșit. Uite. Nuanța asta de mov, dar să știți că de departe, iată și aici este nuanță de mov. Nu am călcat. Lucrarea nu-i spălată, nu-i călcată. Ca să știți. Și pe aici am nuanță de mov. Dar asta nu schimbă cu nimic, chiar îi dă ceva, o arată tot mai frumos și mai bine. Le spăl și le calc lucrările înainte de a le înrăma. De călcat nu aș recomanda să fie călcată niciodată după ce se termină lucrarea, fără a fi spălată, pentru că totuși uneori mai putem pune mâna, poate nu murdară, dar nu știu, mai ales că eu, de exemplu, am copii și mai vin, se mai uită, mai pun mâna, mai ating alte lucruri și apoi lucrarea și tot așa. Și dacă aș călca-o, e că ar rămâne acea murdărie, ar intra mai mult în pânză sau în fir și prefer să spăl și să calc atunci, înainte de a fi înrămată. Am spălat-o, am călcat-o și arată foarte bine. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Și în privința la următoarea lucrare, o să fie cea de la Lanarte. Săptămâna viitoare este vorba despre Morning Beauty, o să continui cu ea. Iar peste o săptămână îmi doresc să încep o lucrare nouă, despre care o să vă vorbesc atunci. O lucrare destul de mare, așa că o să vă plictisesc destul de mult și cu ea. Vă doresc să aveți spor și să ne auzim mai de bine. Pe curând!